Salutare dragi prieteni și bine v-am regăsit, sunt Mr. Eddie Gaming și în acest moment vom filma un prim episod din cariera noastră cu Rapid București cu Marius Șumudică pe bancă, iată Șumudică vine și o preia pe Rapid București. Suntem în presezon cu Rapid București, bineînțeles Marius Șumudică pe bancă, iată trebuie să alegem din aceste trei turnee amicale. Eu bineînțeles voi alege European International Cup pentru că sunt premii mult mai răsunătoare ca și în celelalte două turnee. Așadar, iată, Marius Șumudică prezentat la Rapid București și așadar îi va da drumul și va încerca să refacă pe Rapid București o forță în Liga 1 și să o ducă în play-off și bineînțeles să ocupe o poziție cât mai sus în clasamentul Ligii 1, numită de acum Superliga, a primit o nouă denumire a acest fotbal din România, Superliga. Ca să-i facem pe plac lui Marius Șumudică, vom merge și vom negocia, bineînțeles, cu Denis Alibec, atacantul pe care și-l dorește insistent și bineînțeles vom face ofertă, să vedem dacă vom reuși să-l aducem pe Denis Alibec. Un atacant în vârstă de 30 de ani, iată, este liber de contract, vom merge și vom discuta cu el, bineînțeles și cu agentul acestuia, se face un pachet salarial foarte bun, ca el în cele din urmă să semneze cu Rapid. Da, suntem la masa negocierilor cu Denis Alibec, să vedem, îi vom face o ofertă, pentru noi este un jucător crucial, Denis Alibec, pentru 2 ani de zile să vină să joace în tricoul Rapidului, acceptăm și acest lucru, să vedem, îi va propune o clauză de reziliere Marius Șumudică, 1.500.000 de euro pentru Denis Alibec. Cine vrea să-l cumpere pe Alibec va trebui să achete această clauză de reziliere a lui Denis Alibec. Se acceptă această clauză. Iată, impresarul acestuia ne propune un salariu pentru Denis Alibec de 5.600 de euro. Ce să mai povestim? Batem palma cu Denis Alibec. Iată, Denis Alibec ajunge sub comanda lui Marius Șumudică la Rapid București și vom vedea ce transferul ne mai pregătește Marius Șumudică și să vedem ce jucători vor mai veni sub comanda sa la Rapid București. Iată că am reușit să-l transferăm pe Denis Alibec, să îl aducem lui Marius Șumudică. Așadar, este destul de fericit tehnicianul Rapidului, deoarece va avea la dispoziție un atacant destul de experimentat, un atacant de națională, precum este Denis Alibec. Să vedem ce transferul va mai reuși să realizeze Marius Șumudică la Rapid și vedem cam ce jucători ar mai fi disponibil pe lista de transferuri. Ne vom mai uita și la jucătorii liberi de contract, să mai analizăm, să mai vedem cam ce jucători am mai putea transfera la Rapid București. Poate că vom reuși să transferăm și cu bani. Să vedem la agenți, să vedem ce au impresarii, ce ne oferă. Iată, Ryan Adaigo, Ismail Ahmed, Marvin Ayani, Cole Alexander, ar fi o variantă, Cole Alexander, mijlocaș, iată, hai să încercăm să-i facem ofertă lui Alexander, tot vine liber, tot de contract, ar veni tot așa ca și Denis Alibec, să vedem, are 31 de ani acest mijlocaș, îi vom face o ofertă, să vedem. Pentru noi ar fi un jucător important și facem un contract pe 2 ani de zile, e ok. Am acceptat ce ne-a propus impresarul acestuia. Să vedem, îi vom face și o clauză de reziliere lui Alexander. Bineînțeles, vom încerca să-i punem o clauză de 800.000 de euro, nici prea mică, nici prea mare. Da, e ok, se acceptă această clauză de reziliere și un salariu, iată, celul de impresar de 2.800 de euro. Bate palmă cu Alexander, care, iată, ajunge și el sub comanda lui Marius Șumudică, iată, un nou transfer și un nou jucător, iată, care ajunge sub comanda lui Șumudică la Rapid. Să vedem cam și vor mai veni jucători și să vedem cam pe ce poziție am mai avea nevoie să aducem la Rapid jucători noi pe care, iată, pe care Șumudică să-i antreneze și să-i pregătească foarte bine și să o ducă pe Rapid în play-off. Da, și ne uităm mai bine tot pe lista de jucători liberi de contract. Am văzut aici un atacant de doar 21 de ani. Este vorba despre un atacant german, Rafael Sibey Mensah. Să vedem dacă am reușit să îl transferăm și pe acest atacant, care pare totuși interesant, are doar 21 de ani și are un potențial bun de a crește în tricoul Rapidului și, bineînțeles, l-ar putea transforma Marius Șumudică totuși într-un atacant important pentru Liga 1. Ar face acolo cuplu cu Denis Alibec. Să vedem, 21 de ani pentru noi ar fi un jucător important. Îi vom face un contract, iată, cerut de impresar de pe 4 ani de zile. Îi vom face acest contract pe 4 ani de zile lui Mensah și îi vom propune totuși o clauză de reziliere cel puțin de 800.000 de euro.
pentru că este important să-i punem o clauză de reziliere, pentru că orice echipă vrea să transfere va trebui să plătească această clauză. Să vedem, da, se acceptă pe 800.000 de euro mensa, vom propune și un salariu de 3.000 de euro și un bonus de 5.000 de euro de bun venit lui Mensa la Rapid București sub comanda lui Marius Mudică. Să vedem dacă se acceptă acest salariu și acest bonus oferit. Da, se bate palma și cu Mensa și iată, ajunge un nou atacant sub comanda lui Marius Mudică, un atacant în vârstă de doar 21 de ani și care are un potențial foarte mare de a crește. Și vom vedea cum va evolua acest jucător sub comanda lui Marius Mudică. Iată că Marius Mudică a reușit să facă 3 transferuri pentru Rapid București. Au venit Denis Alibek, Alexander și bineînțeles a venit și Mensa, un nou atacant interesant de doar 21 de ani, care are un potențial foarte mare de a crește sub comanda acestui antrenor. Așadar, iată, Alexander va intra în primul 11 în locul lui Ilie. Este acolo și Albu, care va trebui, bineînțeles, înlocuit și am deja soluția, va fi Moise acolo. Și, bineînțeles, cam acesta este echipa Rapidului în acest moment, Moldovan, Morai și Dandea, Săpunaru, Belu Iordache, Crepulia. În flancuri este Clistei Carnat și la mijlocul terenului avem pe Alexander, Moise și, bineînțeles, în față, în atac, este vorba despre Denis Alibek. Bun, deocamdată nu mai văd ce modificare ar putea face Marius Mudică în această echipă a Rapidului, deoarece pot să zic că arată destul de bine în acest moment și să pornim la drum. Bineînțeles, Rapidul va juca într-un turneu amical în European International Cup și, bineînțeles, va începe Liga 1 pe teren propriu cu Chindia Târgoviște. Mergem așadar, iată, vom debuta în acest turneu amical, European International Cup, debutăm cu un egal, pe urmă facem o victorie și pierdem așadar în al treilea meci. Dar nu asta este important, important este ca echipa să se pregătească bine și, bineînțeles, să arate foarte bine sub comanda lui Marius și Mudică. Jucăm așadar pe teren propriu cu Chindia Târgoviște, așadar echipa lui Marius și Mudică va debuta pe teren propriu în Giulești împotriva Chindiei Târgoviște. Prima etapă din Super League. Iată, Rapid București debutează în noul sezon din Super League împotriva Chindiei Târgoviște. Echipa antrenată de Marius Mudică are așadar primul meci. Iată, acasă în Giulești. Dandea, Crepulia, Moise, Romario Moise pasă pentru Belu Iordache. Iordache, din nou Moise, Crepulia, pasă pentru Alexander, iată la prima atingere de balon în tricou Rapidului, Alibek, Denis Alibek încearcă acolo pasă, dar a fost blocat atacantul lui Marius Mudică. Carnat vine să preseze. Liga. Suntem în minutul 13, Horatiu Moldovan repune pentru Dandea, Alexandru Dandea, Listei, scoate bine pentru Alexander, mai departe scoate bine centru pentru Crepulia. Se dezvoltă un atac al Rapidului, Moise pentru Carnat, foarte bine pentru Denis Alibek, să vedem pe Alibek, scoate în flanc pentru Belu Iordache, poate vine centrarea, vine centrarea lui Belu Iordache, blocat excepțional de Lino. Carnat vine acolo să-l preseze pe Popadiuc, dar accelerează foarte bine Doru Popadiuc, să vedem, continuă Popadiuc. Pasă pentru Florea mai departe pentru Pasalia, pasă pentru Ciunciucov, este gol Chindia, 1-0 pentru Chindia Târgoviște, iată, deschide scorul în minutul 21 prin Ciunciucov. O pasă superbă în careu acolo, iată, pentru Ciunciucov și este deschidere de scor pentru Chindia Târgoviște în Giulești, pe terenul Rapidului. Iată, echipa lui Marius Mudică se vede condusă din minutul 21. Rapid reatacul prin Crepulia, o pasă pentru Moraiș, Junior Moraiș. Încerca să scoată o pasă acolo pentru Alexander, deocamdată jocul Rapidului nu prea se leagă. Ciunciucov, vine un nou atac al celor de la Chindia, din nou Ciunciucov la vinge, pasă pentru Daniel Florea. Florea, iată, o pasă foarte bună pentru Cantav. Cantav, să vedem, întoarce pentru Daniel Florea. Excelent acolo Săpunaru și poate fi un contraatac al Rapidului. Din nou, mingea este la Crepulia. N-a fost Săpunaru. Pasă pentru Săpunaru Moraiș. Din nou Alexander. Alexander pentru Dandea. Mai departe pentru Belu Iordache. Iordache pentru Carnat. Carnat din prima pentru Moise. Moise combină cu Denis Alibek. Iată-l pe Alibek. Continuă Alibek, o pasă foarte bună care pentru Alexander. Alexander! Caz mare pentru Rapid. Iată, Alexander aproape la primul gol. Minutul 37, iată, poate fi un contraatac al Rapidului. Alexander pasă pentru Moise. Moise mai departe, iată, trimite o pasă lungă pentru Carnat.
Să-l vedem pe Carnat. Iată-l pe Carnat. Intră în careu Carnat. Poate șuta, o face Carnat. Gol, 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 rapid, minutul 39, Carnat egalează în Giulești, pe Chindia Târgoviște, iată că trupa lui Emilson 2 este egalată, gol Nicolae Carnat, 1-1 așadar, Rapid București, Chindia Târgoviște. Suntem în repriza secundă, Orațiu Moldovan repune, iată, pentru Belu Iordache, mai departe pentru Crepulia. Crepulia, Săpunaru, Junior Moraes, din prima pentru Alexander. Acum a făcut un meci destul de bun Alexander. Alexandru Dandea, foarte bine pentru Belu Iordache. Iordache, Crepulia, foarte bine în centru pentru Alexander. Să de pe Alexander, iată o pasă directă pentru Denis Alibek. Vine șutul lui Alibek pe lângă poartă, minutul 61, iată, Denis Alibek primite pe lângă poartă. Un șut foarte bun acolo și o pasă foarte bună primită de Denis Alibek în careu și iată, se întoarce foarte bine, șutează, dar pe lângă poartă. Mingea la Belu Iordache, iată, pasă pentru Săpunaru. Săpunaru pentru Crepulia, Crepulia întoarce pentru Alexandru Dandea. Dandea, Junior Moraes din prima pentru Alexander. Alexander scoate în centru pentru Crepulia, mai departe pentru Moise. Moise poate da o pasă bună pentru Denis Alibek. Vine pasa, iată pe Alibek. Alibek! Alibek! Ce ratare are Denis Alibek, din nou o ratare, iată, 1-1 cu Cătălin Căbuz. Nu a reușit să trimită mingea în poartă. O nouă ocazie mare pentru Rapid. Suntem în minutul 77 la aceste partide de pe Giulești. Continuă să fie 1-1 între Rapid și Chindia. Să vedem o pasă, iată, pentru Nicolae Carnat. Carnat nu reușește acolo să ajungă în posesia balonului, dar a fost hands. Așadar, este lovitură liberă pentru Rapid București. Belu Iordache repune pentru Nicolae Carnat, din nou pentru Carnat, pentru Moise. Moise, Albu, pasă încercată lui Albu, direct pentru Mensah, iată, a intrat Mensah în locul lui Denis Alibek. Săpunaru din prima pentru Hristei, iată pe Hristei, pentru Alexander, încearcă să se întoarcă foarte bine acolo, a fost blocat. Belu Iordache. Albu. Albu, iată, liber acolo. Alexander. Pasă pentru Mensah. Iată pe Mensah. Pasă pentru Alexander. Alexander, gol! Gol, 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 gol! Iată și primul gol al lui Alexander, venit chiar în această perioadă de mercato. Gol și este 2-1 Rapid, Chindia Târgoviște. Iată ce pasă dă Mensah lui Alexander și șutul necruțător al acestui mijlocaș duce scorul la 2-1 pentru Rapid București în fața Chindiei Târgoviște pe Giule. Suntem în minutul 89, iată, deja 90 al acestei partide. Belu Iordache pentru Albu. Albu pentru Alexander, mai departe pentru Junior Moraes, poate fi o nouă acțiune bună Rapidului, Junior Moraes cu centrarea blocată și cam acesta a fost meciul de pe Giulești, Rapid București, Chindia Târgoviște, iată, se termină 2-1, debut cu dreptul pentru Marius Mudică pe banca rapidiștilor, așadar, iată, un debut foarte bun pentru Marius Mudică, 2-1 acasă cu Chindia Târgoviște și primele 3 puncte în Superliga. Iată, Marius Mudică, debut cu dreptul pe banca rapidiștilor, a reușit o primă victorie în Superliga acasă cu Chindia Târgoviște, scor 2-1 și a făcut și primele 3 puncte în Liga 1, în Superliga 1. Așadar, acesta a fost deocamdată primul episod din cariera mea cu Rapid București, antrenor fiind Marius Mudică. Dacă v-a plăcut acest video, vă rog frumos să lăsați un like, aștept și un subscribe, bineînțeles, nu uitați să apăsați și clopoțelul. Vă doresc numai bine, salutare!